Salutare lume, bine ați revenit la un nou video, un unboxing, așa mai scurt, după buget, jocuri cumpărate tot de pe Vinted, că nu m-am învățat minte cu ultima achiziție, unde și eu mi-am luat 2 stele la review și cumpărătorul respectiv, de fapt cumpărătorul. Cel de la care am cumpărat, adică nu poți să pui jocuri stare, condiție foarte bună și când ajung sunt rahat pe băț. Da, na, i-am lăsat review, mi-a scris dacă să schimb review, am spus de ce să schimb review, adică tu vinzi un total altceva de cum ar trebui să fie. Evident că n-am schimbat review-ul și mă, știu că mi-au eu 2 stele și el 2 stele, dar mai mult nu meritat, așa că de data asta m-am mutat pe Polonia. Poate aici am mai mult noroc. Deși unul din jocuri spunea din start că e foarte zgâriat și îl dă numai să fie dat. Iar celălalt era condiție bună. Acum vedem, analizăm, măcar am destul de trimis. Ok. Așa, deci 2 jocuri de Xbox Classic. Tom Clancy's Splinter Cell. Cam praf CD-ul. Asta e bonus discul. Asta slabe șanse să meargă. Da, a spus. Asta a spus din start că nu e funcțional. Și are deja o de asta de pre-omă. Și mai am jocul ăsta. Hitman Contracts. Care, din păcate, ăsta spunea că e ok, complet manual, așa, manualul în sine, limba engleză, CD-ul da, arată chiar bine, da, ăsta mai merge față de ăla și față de celelalte jocuri, da. Din păcate, carcasa e cam praf și pulbere. Da, ia să vedem despre ce e vorba în joc. Ăsta practic e un remake la primul, care nu a apărut pe console, la primul Hitman, Hitman Contracts, și conține misiunile din primul joc plus și misiuni care nu au apărut. Ia să vedem și un pic de gameplay pe barosanul ăla de televizor dacă încă nu i-am făcut testul. Încă nu știu cum să văd jocurile de Xbox pe el. This is your final warning.
Mersi de vizionare, voi reveni cu noi videouri în curând, funcție și de buget. Mulțumesc că ați văzut acest video, că urmăriți canalul și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!